Da, în fine, iar s-a întrerupt. Sper să mă auziți. Sper să fim lăsați să ne facem etalarea. La capătul setului de cărți, patru de spade. Patru de spade care vorbește de nevoia voastră de a vă liniști, de a vă odihni, de a vă limpezi mintea, gândurile, de contracte, de cuvinte, nevoia de contemplare, de meditație. Dați-vă timp să visați și să călătoriți cu gândul în afara acestor tentații mentale. Zic tentații mentale pentru că mă gândesc la influența aceasta colectivă. E o tentație, evident. Să ne gândim la probleme. E o tentație. Ia uite, aici sunteți voi, regina de cupe. Sau mai bine zis, cea care privește între 3 de spade și 4 de spade, într-o dezamăgire, nevoia de a vă vindeca și de a vă limpezi mintea. Sunteți supărați, dar, în suflet ce aveți? 4 de monede. O comoară, e o comoară în sufletul vostru, dar cine ajunge acolo? Cine ajunge acolo pentru că... Comoara nu este această ladă, este de fapt, aia este o impresie, este cea care blochează, să zicem, nevoia de stabilitate și de a vă împământeni într-un fel sau altul în relații karmice, însă comoara este în spate, este pădurea care este dincolo de acest portal, sunt scările, aia e comoara, acolo trebuie să ajungeți și acolo trebuie să ajungă cineva. Până una în alta s-ar putea și voi și altcineva să se blocheze în această ladă interesantă, dar care de fapt blochează accesul la adevărata comoară. E o capcană la adevărata comoară, da. E o capcană această ladă, această nevoie de stabilitate fizică, fiți atenți. Dacă este un semn de pământ, iar poate să varieze. Dacă este o legătură karmică, iar poate să varieze pentru unii dintre voi. O legătură karmică pe care o aveți în suflet, dar aici este capcana, legătura karmică e una. Evoluția voastră este alta. Provocarea este regina de spade, de spirale, pardon. Este această muză. Provocarea este să fiți o muză. Provocarea este să stați de vorbă cu cineva care vă inspiră. E o provocare. Eventual, muza vă inspiră să mergeți înainte și să lăsați deoparte comoara. Pentru că această comoară va fi umplută în momentul în care treceți de acest portal și accesați această lume interioară sufletească a voastră care trebuie transformată și reînviată într-un fel sau altul. Provocarea este un semn de foc pentru unii sau cineva care se manifestă ca un semn de foc. Este o tentație cu Bela Roza, ia uite, cu diavolul și cu regina de bâte. Cineva care vă seduce sau voi puteți să-i seduceți pe alții, e o tentație. E o tentație în creșterea voastră emoțională. Dar rămâne de văzut ce se mai dezvăluie de-a lungul acestei etalări. În trecut, am zis-o regina de spade, aveți regele de spade. În trecut, probabil că unii ați avut un semn de aer în trecut. Dar trecând peste acest aspect, pentru că aveți 3 de spade, da? 3 de spade și 4 de spade. În aceste de cărți, regele de aer este mult mai înțelept. Este un vizionar. Este un om care vede în viitor. În ultima vreme, în trecutul îndepărtat, ați văzut în viitor, ați anticipat, pentru că scorpionii au această capacitate. Ați anticipat niște evenimente, niște decepții în viața voastră și totuși v-ați implicat în anumite povești, chiar dacă știați că vă vor dezamăgi. În trecut. Însă, păstrați-vă această calitate, îmi place să mă conectez și la varianta aceasta în care voi sunteți aici, vizionari. Conectați-vă la acea latura voastră, că am zis, fiți în echilibru emoțional și intelectual, și apă și aer, ca să puteți manifesta ce este mai bun. În ultima vreme, începe să renașteți dintr-o situație, eventual din aceste decepții, da? Din aceste decepții. Da? Din aceste decepții începe să renașteți. Phoenix începe să iasă la lumină.
Eventual, dragii mei, frumos ar fi să explorați această lume interioară, nu comoara, nu capcana, pentru că zic de capcană, pentru că este un diavol aici. Diavolul este ego-ul nostru, cel care ne atrage către lucruri frumoase, către lucruri care oglindesc anumite și defecte și calități ale noastre și calități, pentru că și calitățile noastre se pot oglindi într-o variantă opusă. Înțelegeți? Avem niște calități, calități, întâlnim oameni cu calități similare și totuși ne distrag atenția de la ceva anume. Știu că va fi o etalare mai ciudată tocmai pentru că am acest de cărți, dar sper să vă placă totuși. Deci oricum, în ultima vreme vreți să renașteți. Și este normal, sunteți provocați să renașteți. Pentru că ați îndurat foarte multe, da? Vă arăt. Love endures, endures, endures. Ok, în prezent aveți 8 de monede. Vreți să munciți, vreți să vă construiți. 8 de monede. Aveți și emoții, aveți și pasiune, aveți și stabilitate. Și instrumentele necesare care vă permit această construcție interioară. Aveți 8 de monede și 4 de monede. 8 de pietre, mai bine zis. Eventual, unii dintre voi vreți să construiți ceva în interiorul vostru. Cu acest Phoenix pe orizontal 4, v-am zis, este comoara, nu este aceasta, este cea din spatele lăzii. Este o moștenire pe care ați primit-o, dar peste care voi trebuie să treceți, interesant cum vine mesajul, peste calitățile cu care v-ați născut, da, din familia din care vă trageți, vă permit să creșteți într-o direcție. Însă dacă treceți peste aceste calități, cum am zis mai devreme, într-o formă sau alta, sper că ați înțeles, puteți să... Aici nu știu dacă puteți să înțelegeți că familia ne lasă o moștenire, însă noi suntem obligați să mergem mai departe, mai ales când vorbim de moșteniri sufletești. Eu zic că simțiți acest potențial de renaștere într-o nouă direcție de construcție, să vă construiți un templu a vostru special care să vă protejeze sufletul. Aveți pe cineva care vă inspiră și aici este provocarea. O muză, o femeie sensibilă, o femeie, un personaj sensibil și plin de pasiune, cu multe calități și care vă ajută să implementați acele calități și în voi. În viitor aveți diavolul, iar semn de pământ, pentru unii ar putea să fie un capricorn, aveți și în suflet și în prezent și în viitor, pentru unii, un capricorn, să zicem, aveți mai multe poziții, dar și în poziția sfatului, și apură și aici semn de pământ. Însă, în viitor apare acest diavol, obsesia de a renaște, obsesia de a construi, de a explora, de a alchimiza, e o obsesie. Dar ego-ul, diavolul ăsta este și el bun uneori într-o privință, nu că i-aș da prea multe calități, însă dacă își dă masca jos și dacă puteți să gestionați adevărul. Dar pentru că diavolul înseamnă și frici ego, ego se poate manifesta în multe variante. Bune sau mai puțin bune. Sfatul este 3 de monede, iar semn de pământ, de-aia am zis 3 de monede, 4, 8, diavolul. 3 de monede înseamnă să construiți iar, da? Să construiți, am văzut și templu, am văzut și căsuța, dar colaborați, pentru că aveți această muză, colaborați cu oamenii care vă inspiră. 3 de monede, clar. Trebuie să aprindeți acest foc al renașterii Phoenix, da? Și focul de aici. Eventual, interesant, trebuie să puneți pe foc niște responsabilități care vă distrag atenția de la această transformare interioară. Dragostea îndură, da? Și nouă, dragoste. Ați îndurat într-o relație, ați îndurat în această bâtele asta. 2, 4, 6, 8, 10, sunt mai mult de 10, în fine, foarte multe, da? O relație care v-a consumat un job, situații care v-au consumat, puneți-le pe foc ca să puteți renaște. Aici este provocarea. Interesant.
Și iar aveți pe cineva care vă inspiră, da? A treia persoană simt că vă inspiră această muză, așa o văd în cărțile acestea. Exterior aveți un semn de aer care apare aici jos, vizionarul și asul de spade. Un semn de aer care vă influențează. Ar putea să fie, cum arată cărțile, un semn de aer, rămâne de văzut, să fie același semn care, sau același personaj, pentru că apar spade undeva în trecut, decepții și supărări. Același personaj care v-a supărat, v-a decepționat, dar este o lecție. Voi ați anticipat că se va întâmpla într-un fel sau altul. V-au ținut pe loc, sunt două chei care stau, eu așa văd acum, care stau pe un cerc. Vă învârtiți într-un cerc, nu puteți să evoluați, nu puteți să creșteți în acest, în această direcție, în această relație. Trebuie să comunicați adevărul, da, cum arată și în carte, în scris, în verbal, într-o formă sau alta, ori voi, ori ei. Cineva trebuie să comunice adevărul și să vă dezlegați din acest, să ieșiți din acest cerc. În acest cerc. Pentru că cercul, în acest context, poate să vă țină pe loc. De ce vă este teamă de faeton? Vă este teamă că încă nu puteți să mergeți mai departe. Faetonul merge mai departe. Ia binele și rău și merge către destinul vostru. Vi se pare cumva că stați pe loc, că nu puteți să ajungeți la destinul vostru. Dar evident este doar o impresie, pentru că impresiile sunt gândurile. Gândurile creează emoțiile și emoțiile, da, și gândurile creează acțiunile. Este doar o frică, de-aia apare diavolul. Diavolul poate să fie frica că nu veți putea merge mai încolo, mai departe. Ce vă doriți, dragii mei? Să aveți putere, să vă transformați. Aici sunt niște oase. Vorbim de Phoenix, de renaștere, de casa. Bine, aici este iarnă. Ia uite, interesant, aici apare tot numărul 11. Noiembrie. Voi aveți puterea, dar este altfel de imagine. Este un călugăr. Este un pelerin interesant. Poate ar trebui să faceți un pelerinaj cam greu acum, dar pelerinajul cred că ar trebui să-l faceți în scris, prin citit, prin alte forme. Acum evident că nu puteți să faceți acest pelerinaj. Însă, aveți putere. Asta vă doriți, să aveți putere și o să aveți putere, pentru că dacă asta vă doriți, veți reuși să renașteți din cenușă. Ia uite, oase, cranii, cenușă. Într-o nouă călătorie a vieții voastre. Ce reușiți să finalizați? 8 de spade. 8 de spade înseamnă de obicei un personaj care este blocat în gânduri, obsedante, cum apare și diavolul. Însă următorul ar fi steaua. Opt de spade. Poate dacă ați vezi de-a face cu cineva cu marcaj în vărsător, care vă și influențează, e și la baza acestei cruci, încă să fiți în această obsesie pentru acest personaj sau acest personaj să devină obsedat de voi. Foarte posibil. E quadratură. Scorpion vărsător. Asta o variantă. Însă eu zic că deveniți obsedați, cum am zis mai devreme, obsedați de construcție, reconstrucția voastră, renașterea voastră, obsedați de a merge, de a recâștiga încrederea, de a merge, ce înseamnă steaua, destinul vostru, de a merge faetonul și aveți puterea asta intensă de a merge către destinul vostru, într-o formă sau alta. Dar, dragii mei, cum e în călătorie? Călătoria se face pas cu pas. Pasul vă arată, pasul de acum vă arată pasul următor. Voi știți că trebuie să ajungeți într-un punct special. Dar pasul vă arată unde să pășiți în continuare. Pasul de acum vă arată unde să vă poposiți din când în când, pentru că în această călătorie trebuie să mai și poposiți. În acest motiv aveți nevoie să construiți în sufletul vostru, în lumea voastră, altceva, o altă comoară,
O comoară mult mai largă decât această lădiță, da? O pădure, o lume, o scară care urcă până la stele. Ia uite, până la stele. Acolo trebuie să lucrați obsedant, acolo să investiți la maximum. Ia uite, 10 de spade. Aveți speranța că veți ieși din această cușcă? Din această cușcă? Da, iar apare semn de aer pentru unii. Dar dacă e un semn de aer, o să-i puneți capăt. Este lumea. Puneți capăt acestei povești. Și începe și vă transformați. Iar apare fluturele, iar apare fenixul. Vă transformați. Și voi și ei în această poveste. Rămâne de văzut cum. Vorbim de transformare, dar nu știm exact cum. Pentru că nu avem cum. Numai Dumnezeu știe exact. Dar noi primim mesaje că se întâmplă această transformare la nivel psihic. Și evident și mondial. E o transformare care ține și de colectiv. Deci aveți un semn de foc care vă provoacă mai mult sau mai puțin. Asta în cazul în care nu neapărat semn de foc, este o persoană drăgălașă, frumoasă, care vă inspiră. Aveți un semn de aer și aveți și un semn de pământ. Haideți să vedem, în cazul în care aveți o relație specială cu cineva, cum se manifestă, i-am citit mai mult pentru voi, dar totuși, în cazul în care aveți o relație cu cineva, cum se va manifesta la nivel intim. Pentru că există și niște imagini falice, aici niște simboluri falice, la 8 monede, la Bella Rosa, da? Există. Regina de spirale, de bâte, care este o seducătoare. Puteți să fiți voi. Poate să fie altcineva care încearcă să vă atragă într-o nouă dragoste. Vedeți cum vă adaptați mesajele. Scorpioni? Nu, sunt prea multe. Ok, scorpion. Multă lume. Steaua, lumea, steaua, iar apare steaua, pentru unii să fie un vărsător, pentru alții să fie leu, taur, vărsător sau ce era? Ce-mi scapă? Ce-mi scapă? Deci, leu, taur, ce-mi scapă, domne? Vărsător? Mai, scorpion sunteți voi, de-aia am scăpat. Încă o carte. Cărți superbe pentru o... Asta o păstrez. E luna. Asta-s prea multe. Pasiune am văzut. Luna. Luna care a apărut în ultima vreme pentru că încă suntem influențați de luna plină din Taur în opoziție cu luna, cu soarele vostru. Conflicte. Conflicte, decepții, aute, lacrimi. Am văzut și mai devreme 10 de spade. 10 de spade. Lacrimi am văzut de la prima mișcare. Conflicte. Cineva, într-adevăr, vă dorește, dar dorința asta v-a adus lacrimi și vreți să schimbați, eventual dacă ați fost într-un triunghi amoros, vreți să schimbați situația. Dacă nu, oricum vreți să schimbați energia. Sunteți îndrăgostiți să vă îndrăgostiți. Să vă îndrăgostiți, dar să vă îndrăgostiți de cine trebuie. Lumea, steaua, luna, superbe cărți, toate arcane majore. Luna, sunt niște emoții profunde pe care nici voi uneori nu le înțelegeți cât ați fi de scorpioni. Sunt niște secrete, eu ți o poveste secretă de dragoste cu această lună. Însă, și unul și celălalt eventual trebuie să renunțe la relațiile karmice despre care am vorbit, la relațiile în care oglindim anumite aspecte, dar nu ne bucurăm de cupa noastră, de aceste cuvinte care vin din profunzimea sufletului nostru. Există un personaj care v-a pus pe un piedestal.
Poate că și voi ați spus, într-un fel sau altul, că aveți aici o comoară în suflet, probabil, pentru unii, să fie un semn de pământ. Dar nu contează semnul acum. Omul la care vă gândiți voi vă apreciază? Oricum vreți să aveți o relație totală, totală, o relație profundă în care vă vindecați, în care vă împliniți destinul, da? În care creșteți împreună, eventual și vă vindecați, iau te eu un ulei, vă vindecați unul pe celălalt, în secret. Poate, nu, asta contează, nu ne deranjează secretele atât timp când manifestăm dragostea profundă, cupa. Exprimăm sufletul, că asta înseamnă cupa. Acest personaj vă adoră și voi îi adorați pe ei și vă completează din toate punctele de vedere. Însă, trebuie să renunțați la niște jocuri mentale, la oamenii care v-au rănit și care v-au pus în situații neplăcute, da? Trebuie să aleagă între voi doi, voi să alegeți între eu știu cine, da? Trebuie să schimbați energia, să renașteți, cum ați văzut și la judecată. Aveți și psihe, ia uite lumea, o aveți de două ori. Trebuie să încheiați o situație eventuală. Că vă place, că nu vă place, s-ar putea să trebuiască să încheiați o situație cu un vărsător. Pentru că a fost prea secretoasă, dar trecând peste acest mesaj, cu cine veți fi împreună, aveți posibilitatea să vă vindecați niște traume emoționale profunde și să vă ridicați. La niște vibrații foarte înalte. Cărțile sunt superbe, sper să vă placă și să vă fi plăcut detalarea. Iar o să apare filmora, nu vă supărați, asta e, se mai întâmplă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Pa, pa!